Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Tatăl nostru, Dumnezeul nostru, a ta este putere, a ta este împărăție, a ta este toată slavă. Nu există alt Dumnezeu în afară de tine. E singurul și unicul Dumnezeu. Și toată puterea este a ta, toată slava este a ta, toată cinstea este a ta și împărăția este a ta. Descoperă-ne rolul, locul și ce avem de făcut în această împărăție. Tot spre slava ta. În numele lui Iisus. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Când Domnul Iisus Hristos iese din apa botezului, Dumnezeu spune, acesta este fiul meu prea iubit, de el s-a ascultat. Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcere, de el s-a ascultat. Și Dumnezeu Tată ne arată un model. Uneori vrem să facem bine, vrem să facem voia lui Dumnezeu și poate nu știm cum. Acum nu mai avem scuze, avem un model. Domnul Iisus Hristos. De el s-a ascultat. În el îmi găsesc toată plăcerea. Deci, fiecare pagină din Scriptură care ne descriu cum Domnul Iisus gândește, cum Domnul Iisus reacționează, cum Domnul Iisus vorbește, cum tot ce face Domnul Iisus, Dumnezeu găsește plăcere. E important să înțelegi asta. Dumnezeu și-a găsit toată plăcere în tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Nu există o acțiune, nu există un gând, nu există o vorbă care Domnul Iisus a spus sau a făcut care nu era în armonie cu Tatăl. De aceea Domnul Iisus spune, Fiul nu face nimic decât ce îl vede pe Tatăl făcând. Pe cum un astfel de om să nu fie toată plăcerea lui Dumnezeu? Și de ce spun asta? Pentru că vreau să-ți spun un lucru care mulți poate nu știu. Pentru că mulți consideră că Domnul Iisus a fost plăcut lui Dumnezeu doar pentru că trăia o viață evlavioasă. Cu siguranță, asta facea plăcerea lui Dumnezeu. Dar aș vrea să-ți spun, când Domnul Iisus scotea draci, era toată plăcerea lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus deschidea ochii orbilor, era toată plăcerea lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus exersa autoritate, era toată plăcerea lui Dumnezeu. Astăzi, uneori religie vrea să ne spună ceva de genul, tot ce Dumnezeu așteaptă de la tine, e să nu fii lumești și să stai cu minte. Să fii un om bun și moral. Când ne uităm la viața Domnului Iisus Hristos, e mai mult decât moralitate. Nu vreau să zic că a fi moral este rău sau că nu este important, dar viața creștină nu se limitează la moralitate. Când s-a dus în teritoriul gadarenilor și a scos o legiune de demoni de un om, el era toată plăcerea Tatălui. Tatăl îți gășea toată plăcerea că s-a dus să elibereze acest om. Când s-a adunat mulțimi și el le vindeca, era și atunci toată plăcerea lui Dumnezeu. Asta e un lucru care nu vrem să ne înțelegem. Dumnezeu vroia că orbi să vadă. Dumnezeu vroia că cei, cum să zic, robiți să fie eliberat. Și când el facea asta,
Și atunci era toată plăcerea lui Dumnezeu. Aș vrea să știu un lucru. Este o plăcere pentru Dumnezeu Tatăl să vadă pe fii și fiicele lui să exerseze autoritatea lui. Și să pună pe diavolul și pe demonii lui la fugă. Și poate în această dimineață spui, oh, cum adică să pui pe diavol și demonii la fugă? E posibil așa ceva? Hai să citim în Scriptură un text foarte bine cunoscut, dar chiar vreau să citesc în contextul lui. Vorbim în această săptămână despre exersarea autorității ca și copiii lui Dumnezeu. Guide practic. O să intrăm în lucruri practice, foarte practice. Dar vreau să citesc acest text, verset, în contextul lui, așa că citești în Iacov 4, începând de la versetul 1. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în madularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să capătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu capătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Descrie omului care caută să obțină, caută să capete, caută să aibă poate succes într-un fel sau altul, dar orice lucru care face, fii foarte atent la acest text, orice lucru care face nu aduce la rezultat pozitiv. Poftiți, doriți, vă luptați, vreți să capătați, nu aveți, nu cereți. Sau cereți, dar cereți rău. Adică orice fac, și scrie la niște creștini apropo, deci orice încearcă ei să fac, nu funcționează. Și noi, dacă suntem sinceri cu noi înșine, orice încercăm să facem în anumite situații, nu funcționează. Mai departe, zice așa, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrașmășie cu Dumnezeu, așa că cine va să fie prieten cu lumea, se face vrașmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să lucrească în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Duhul care Dumnezeu l-a pus în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Asta trebuie să înțelegem asta. Mai departe. Dar în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Citesc din nou versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Ca să poți să pui la fugă diavolul. Asta înseamnă că ai deja autoritate spirituală autentică. Ca să pui pe diavol la fugă. Deci el poate fugi. Și dacă el poate fugi, înseamnă că și demonii lui poate să fie pus la fugă. Și dacă poți să pui, să faci că demonii să fugă, ai deja o autoritate spirituală
autentică. Textul spune foarte clar. Supuneți-vă lui Dumnezeu. Supuneți-vă lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Nu te împotrivești diavolului dacă nu te-ai supus mai întâi lui Dumnezeu. Și aici, de exemplu, este o problemă pentru unii. Pentru că vin la Dumnezeu, vin la biserică pentru beneficiile care pot obține de la Dumnezeu, dar nu vor să se supună lui Dumnezeu. Îți garantez, o astfel de persoană poți să te duci la toate conferințele de globul pământesc despre autoritatea creștinului, despre poziția în Hristos și poți să le recite, poți să le înveți versetele. Nu s-a pui în mișcare niciun demon. Nu s-a pui la fugă niciun demon. Dacă ești răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, forget about it. Uite despre autoritate, uite despre asta. Că nu va funcționa dacă nu te supui mai întâi lui Dumnezeu. Deci, un lucru foarte practic, vrei să-ți exersezi autoritatea spirituală ca și copil lui Dumnezeu, pune-ți întrebarea, la ce nivel este supunerea mea față de Dumnezeu? Cât de mult sunt supus față de Dumnezeu? Nu degeaba sutașul a spus, eu sunt supus și alții sunt supus mie. Deci începe mai întâi tu să fii supus, înainte că alții să-ți fie supus ție. Deci, este foarte important să înțelegem că dacă nu există supunere față de Dumnezeu, nu putem aștepta că noi putem exersa autoritate și vom avea succes. Nu funcționează așa. Și asta este extrem de important de înțeles. Deci primul gând este acesta. Vrei în mod practic să exersezi autoritate? Supune-te lui Dumnezeu în mod practic. Acum, supunerea asta, fiecare poate să aibă o idee, să zic, pe, uite, m-am încrezut în Dumnezeu, am făcut ce Dumnezeu, fac ce Dumnezeu cer, sunt supus lui Dumnezeu. Fiecare poate să fie ca tinerul bogat. Să aibă iluzie că este supus lui Dumnezeu. Până se duce la Domnul Iisus, spune el că nu eu, din tinereța mea, am urmărit, am făcut ce scrie în lege, din tinereța mea, am făcut asta. Ok? Deci acel tânăr chiar credea că viața lui e supusă lui Dumnezeu. Are o viață de ascultat. Până Domnul Iisus îi spune, bine, dacă vrei să fii desăvârșit, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai și urmează. Da la sărat și urmează. Aplicat trist. Și vreau să spun, fiecare dintre noi suntem ca acel tânăr. Există anumite lucruri pentru care l-am ascultat pe Dumnezeu. Și asta ne poate da falsă impresie că suntem în totalitate supus lui Dumnezeu. Însă există anumite lucruri în viața noastră care Dumnezeu, dacă ni l-ar cere, i-am zice direct nu în față. Dar până nu se ridică situația respectivă,
putem avea o impresie că suntem supus lui Dumnezeu. Și într-adevăr, unele aspecte din viața noastră sunt supuse, dar aș vrea să înțelegi că supunere are grade, da? Ascultare are grade sau are dimensiuni sau are adâncimi. Biblia zice despre Domnul Iisus Hristos, El a fost ascultator până la moarte și moarte pe cruce. Nu s-ar fi precizat asta dacă nu exista anumite adâncimi în ascultare. Da, ascultat, dar ascultat până la cruce, adică ascultat până la ultimul sacrificiu. O să continui mâine, ca să nu fiu lung, dar înțelege acest lucru. Dacă nu, în mod conștient, în mod practic, nu ne supunem la Dumnezeu, putem să, mai bine nici să nu ne gândim să exersăm niciun fel de autoritate. Că nu va funcționa. Doamne ajută-ne.